Iarna s-a instalat și în capitală duminică seara. După ce în vestul și nordul țării zăpada căzută în ultimele 48 de ore a creat deja probleme participanților la trafic. Deși le-ar fi fost mai ușor să apeleze la transportul în comun, acesta fiind mult mai accesibil, locuitorii capitalei au ales să meargă cu mașinile personale la locul de muncă. Cum vi se pare că se circulă în capitală în condițiile în care a nins toată noaptea? Păi cred că se circulă bine. Bă, șoselele deja sunt curățate, după cum văd. Foarte bine. Foarte bine. Și nu numai în capitală, vin de la Târgu și s-a circulat foarte bine. Azi noapte s-a circulat prost. Pe la 3 de dimineață nu se ieșise cu niciun utilaj și ningea rău. Dar în rest, asta s-a circulat bine. Se circulă destul de bine deocamdată, încă n-a nins așa abundent, dar se circulă bine, nu alunecă, nu derează mașina, eu zic că se circulă destul de bine deocamdată. Ninsorile abundente din ultimele 24 de ore au făcut ca țara noastră să fie acoperită sub o pătură albă de zăpadă. În țară situația nu arată la fel de bine ca în București. Ninsorile abundente au închis mai multe drumuri din județele Timiș, Hunedoara, Cluj, Gorj, Prahova, Argeș, Dâmbovița, Mechelinții, Vâlcea, Caraș-Severin, Bistrița, Năsăud, Maramureș, Brașov, Covasna și Mureș. Plugurile de zăpadă au lucrat la foc continuu pentru a ajuta la îndepărtarea nămeților și pentru a elibera circulația. Odată cu prima ninsoare din această iarnă, bineînțeles că polițiștii îi vor sancționa pe șoferii care nu și-au echipat autoturismele cu anvelope de iarnă, pe cei care nu respectă indicațiile din trafic, precum și pe administratorii drumurilor publice care nu își îndeplinesc obligațiile de a îndepărta zăpada de pe carosabil.